timpul a trecut, voi încerca să fiu foarte concis, foarte la obiect în privința gândurilor expuse. În primul rând, când citim locul acesta și personal când am citit locul acesta, rămân marcat de profunzimea lucrării întunericului. Debutează capitolul 2 cu o lucrare aparent nu foarte importantă, nu foarte gravă, niște cuvântări care sunt diplomatice, dar care ascund în ele erezie și înșelăciune, dar cuvântul dă la o parte ceea ce este coaja, ceea ce este aparența, interfața, și pătrunde în fondul problemei unde ne descoperă, dă cortina la o parte și descoperă o negură abisală. Ne uităm în jurul nostru și poate nu suntem conștienți de ceea ce înseamnă țesătura celui rău, planurile celui rău, de ceea ce înseamnă această lucrătură a întunericului care pune la cale aceste rele în lumea care ne înconjoară și de multe ori și în viața de adunare. Lucruri care la prima vedere par lucruri neesențiale, par lucruri care se circumscrie unor slăbiciuni, unor păreri, unor circumstanțe de viață, e bine, au în dărâtul lor niște cauze extrem de profunde și ceea ce generează astfel de atitudini este puterea întunericului. Nu putem să fim în ignoranță, să ne uităm doar superficial la lumea care ne înconjoară și să nu înțelegem că dincolo de acestea este puterea aceasta covârșitoare a întunericului care gestionează și care subjugă lumea care ne înconjoară. Vreau să spun un lucru și anume referitor la omul acesta neprihănit, la acest patriarh și anume la Lot. Este un om care, spune cuvântul lui Dumnezeu, își chinuia sufletul în toate zilele. Și este expresia cuvântului lui Dumnezeu. Nu doar suferea, nu doar, știu eu, îi displăcea sau combătea faptele lor, le condamna, ci spune Biblia, își chinuia sufletul în toate zilele lui. Se pune problema ca oameni credincioși în lumea care ne înconjoară ce reacție avem față de comportamentul celor din jur. Despre omul neprihănit, cuvântul spune, fericirea mea este să mă apropii de Domnul și fericirea mea este să mă duc la casa Domnului. Spunea David, mă bucur când mi se spune, haidem să mergem la casa Domnului. Pe de altă parte, omul neprihănit când se află conjunctural în situații care nu-L slăvesc pe Dumnezeu, în situații ale păcatului, omul neprihănit niciodată nu se va simți bine acolo. Chiar dacă relațional, din punct de vedere al intereselor sociale, al profesiei, interacționez cu colegi, cu oameni care sunt nemântuiți și care au un comportament echilibrat până la un punct moral, e bine, în lăuntrul tău, dacă ai Duhul lui Dumnezeu, vei simți că nu ai o părtășie cu ei, nu ai o legătură cu ei, nu ai acel Duh Sfânt care să unească pe un numitor comun cele două persoane. Și credinciosul, repet, în sinea lui, dacă are Duhul Sfânt și l-are cu siguranță, e bine, credinciosul nu se va simți bine, nu va găsi plăcere, nu va căuta anturaje lumești în care Domnul Hristos nu este proslăvit. Chiar dacă, repet, condițiile sociale o impun într-o anumită colaborare, într-o anumită conjunctură de serviciu, aceasta este una, este însă cu totul altceva tu să cauți anturajul acestor oameni și eventual, într-un caz extrem, să găsești plăcere în acestea. Dacă în viața noastră ca tineri, ca oameni credincioși, există vreun strop de plăcere în anturajele lumești, se ridică un mare semn de întrebare în ce măsură există acolo curăție și ascultare de voia lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu despre oamenii aceștia păcătoși, că aceștia, spune Biblia, au o fericire unică și anume aceea de a trăi în plăceri ziua în amiaza mare. Am prezentat această paletă pentru a vedea unde ne situăm, fericirea noastră în prezența credincioșilor, a casei Domnului, acea atenția noastră în circumstanțe, în cercuri care nu-L glorifică pe Dumnezeu și în al treilea rând extrema, oamenii din lume care au plăcere să trăiască în păcat. Dacă ne uităm la viața acestor apostați, am spune, domnule, viața acestora cumva a cunoscut Evanghelia, cumva, știu eu, au trăit o viață de creștini, deși nu este valabil lucrul acesta, și în final au alunecat pe cale. E bine, cuvântul dă răspuns în versetul 22, pentru cine eventual își poate ridica semne de întrebare, cuvântul spune foarte clar, în viața acestor oameni nu a existat niciodată nașterea din nou, nu a existat niciodată acea pecetuire cu Duhul Sfânt, acea regenerare, acea metanoia, acea transformare, acea zidire nouă sau făptură nouă, sau acea altoire de care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, toate implicând o schimbare fundamentală de natură, o schimbare a omului cel nou din Domnul Hristos. Cuvântul spune, scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Și câinele s-a întors la ce vărsase. Comportamentul acesta scandalos, abisal,
al acestor oameni nu este un accident, este dovada unor oameni neregenerați, neconvertiți, neîntorși la Dumnezeu, care și-au dezvoltat tipare de viață ale întunericului și în contul acestor tipare trăiesc în poftele lor. Spun lucrul acesta pentru că în viața de credință contează enorm ce tipare îți dezvolți, ce obiceiuri îți dezvolți, ce deprinderi îți dezvolți în viață, pentru că acestea vor dicta caracterul și vor dicta fibra morală, intelectuală, socială pe care o ai în lumea aceasta. Observați dumneavoastră, cuvântul spune la versetul 2 despre, și în versetul 3 despre lăcomie, despre destrăbălări, iar ulterior cuvântul accentuează și spune le scapără ochii de prea curvie, și spune cuvântul mai departe, s-au deprins la lăcomie. În viața de pe pământul acesta, dacă cochetezi cu păcatul, cu deprinderi păcătoase, cu porniri păcătoase, e bine, acestea ajung să-și pună amprenta asupra vieții noastre. Doamne ferește, de așa ceva în viața credinciosului nu este valabilă regula aceasta. Credinciosul nu tolerează. Credinciosul condamnă, se detașează fundamental de tot ceea ce Duhul Sfânt îi spune că nu e din Dumnezeu. Și dacă îți dezvolți deprinderi sănătoase, acestea vor genera un caracter frumos. Și chiar în viața de credință, anumite manifestări în perioade definite de timp, poate de criză, nu sunt accidentale, nu sunt scuzabile, ci sunt nimic altceva decât punerea în lumină a unor deprinderi cultivate de-a lungul vieții. Lucrul acesta este aproape axiomatic, este o chestiune care nu ne surprinde, și anume să vezi felul în care un om își deprinde, își dezvoltă obiceiuri de viață sănătoase și acestea îi vor dirija în mod fundamental comportamentul în situații de criză și un comportament evident spre bine. Cuvântul spune aici despre momeau sufletele nestatornice. Și lucrul acesta este extrem de important, pentru că dacă un om credincios, fac aplicația pentru oamenii credincioși, deși aici nu este valabil în textul concret, un credincios nestatornic, nefundamentat în cuvânt și nestatornic în viața lui ca principii, va fi un om vulnerabil. Va fi un om care se va duce după cum bate vântul, nu va avea o direcție anume, nu va avea o claritate asupra unei probleme, va fi un om dual și va fi dualitatea aceasta care trădează confuzie, îl va pune într-o poziție de neutralitate care demonstrează ignoranță și nu știință. Credinciosul nu poate fi neutru, nu poate fi dual într-o situație concretă. Înseamnă lipsă de fibră morală, lipsă de decizie, lipsă de caracter. Un credincios într-o situație concretă va avea o poziție clară, dată de o convingere clară, dată de o fundamentare clară a cuvântului în viața sa. Și lipsa acestei decizii clare demonstrează nu spiritualitate, nu diplomație, nu neutralitate, ci demonstrează în cea mai mare măsură oameni indeciși, oameni nestatornici, oameni care se sustrag în a avea o poziție în rezolvarea unei situații tensionate. Iată ce înseamnă un om nestatornic. Un om nestatornic este un om vulnerabil și nu ne dorim nici pe departe ca în viața cuiva să fie așa ceva. Cuvântul prezintă această situație, voi spicui doar câteva gânduri, și anume Andrei a spus mai devreme despre disprețuirea stăpânirii. Este foarte ușor în lumea care ne înconjoară să te lași antrenat în nemulțumire, în aceste debate-uri, să zicem politice, mai ales dacă sunt cu ocazia unor alegeri. Este foarte ușor să emiți opinii critice la adresa unor candidați potențiali și totuși îți dai seama că nu asta e chemarea credinciosului, pentru că toate sunt în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu rânduiește stăpânirile și este o cursă pentru credincios să se lase antrenat în astfel de discuții care, pe fond, sunt nefolositoare și zădarnice, pentru că oricum nu schimbi absolut nimic cu acestea. Dar este un aspect pe care Andrei l-a punctat întreagă și vreau doar să-l nuanțez, și anume, există și o stăpânire sau o dregătorie sau o autoritate, ele sunt sinonime pe fondul lor, în biserică. Și ca om credincios să ai de-a face cu autoritate rânduită de Dumnezeu într-o biserică și să o desconsideri, să o subminezi, să o bagi jocorești, să arunci eventual, cum spune cuvântul ad literam, ocări neadevărate, injurii nefondate, înseamnă să te situezi pe un teren al întunericului. Să fim foarte atenți, de ce? Pentru că omul credincios este chemat să respecte autoritățile acestea laice, sociale, dar credinciosul cu atât mai mult este chemat ca în lumină, în ascultare și smerenie, să respecte autoritatea pe care Dumnezeu o rânduiește prin proceduri umane în biserica sa.
a batjocorii, a ocărâi, a atinge imaginea bună a unor frați într-un fel sau altul, este o lucrare care în mod indubitabil aparține Întunericului. Nu are nimic a face cu Duhul lui Dumnezeu, ci are de a face cu siguranță cu lucrarea Întunericului. Și spune Biblia că acestea, toate aceste comportamente sunt apanajul animalic. Este desigur un lucru dur, dar Apostolul Petru spune dobitoace fără minte. Practic păcatul îl dezumanizează pe om și credința îi dă o natură regească. Credința ne readuce în familia lui Dumnezeu, păcatul îl animalizează pe om. Și lucrul acesta, deși este un cuvânt dur, evident, Daniel, cartea Daniel prezintă împărățile lumii acesteia, pe de o parte strălucitoare, cu chip de om glorios, iar pe de altă parte natura lor animalică, de fiară care devorează. Niciodată lumea fără Dumnezeu, niciodată păcatul nu va nobila ființa omului. Aparent îi va da o libertate, îi va da o bucurie, îi va da o plăcere, dar pe fond îl va animaliza. Uitați-vă dumneavoastră în lumea care ne înconjoară, câtă agresiune este, câtă ură este, câtă vrăjmășie este, câtă decădere a ființei umane în felul în care ea se manifestă. Ce vreau să mai subliniez foarte pe scurt este versetul 13, unde Biblia spune fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare. Am stat și am fost surprins, vă mărturisesc despre expresia aceasta, ziua în amiaza mare. Exceptând turele pe care oamenii le fac de obicei, omul nu are timp de petreceri. Ziua în amiaza mare, cine petrece? Și totuși observați dumneavoastră cum pornirile acestea de spre batjocură, spre rău, spre manipulare, spre dezbinare, au pe fond lenea și au pe fond inactivitatea, chiar în lumea care ne înconjoară. Uitați-vă dumneavoastră la oamenii care sunt dispuși spre rău și veți vedea în viața lor lenea ca păcat fundamental. Despre David, care a fost un accident în viața lui, el nu a căutat să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, a fost un accident, repet, în viața lui acest accident s-a grefat, deși era un om dinamic, un om activ, un mod excepțional, pe o clipă de neveghere care a avut efecte devastatoare. Dar ce să spunem noi în viața noastră, că oameni credincioși trebuie să fim extrem de atenți, pentru că omul credincios nu este chemat la inactivitate, la risipa a timpului, pentru că această lipsă de gestiune a timpului, într-o de o manieră meticuloasă, înțeleaptă, va genera trăsături de caracter, de prinderi care vor fi păguboase în viața de familie, păguboase în adunarea lui Dumnezeu, păguboase pe plan social. De aceea aș evalua viața unui om prin felul în care își gestionează timpul. Dacă ai mult timp liber, este un mare semn de întrebare. Un mare semn de întrebare. Nu înseamnă să fii un om rob al muncii, ci înseamnă să-ți chipzuiești timpul și să-l folosești spre bine. Pentru că dacă nu-l folosești, vei risipi ceea ce Dumnezeu ți-a dat sau îl vei folosi într-o latură negativă. De aceea mi-a atras atenția aspectul acesta și anume în plăceri ziua în amiaza mare. Atenție ce facem! Dumnezeu să ne dea harul acesta să putem să folosim judicios timpul. Este o valoare atât de mare. Și diferențele între oameni de multe ori sunt puse în contul dotării intelectuale, în contul, știu eu, capitalului familial de la care pleacă. Toate acestea au ponderea lor, dar pe fondul problemei, diferențele între oameni se bazează și apar pe felul în care îți gestionezi timpul. Cât l-ai folosit, cât ai învățat, cât ai muncit, cât ai fost exigent cu viața ta și de acolo Dumnezeu dă binecuvântarea, pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu părtinitor. Dumnezeu este un Dumnezeu care iubește pe toți, dar Dumnezeu binecuvintează munca, binecuvintează implicarea, binecuvintează răscumpărarea vremii care este atât de importantă. Și închei cu gândul acesta, este un gând secundar. Spune Biblia, le făgăduiesc lobozenia, versetul 19, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Nu poți într-o adunare concretă să spun, să oferi ceva, să promiși ceva ce nu ai. Vrei să oferi armonie când tu nu ai armonie, vrei să oferi pace când nu ai pace, vrei să oferi binecuvântare când n-ai binecuvântare, vrei să oferi părtășie când n-ai părtășie. Cuvântul prezintă foarte clar, uită-te la ce are un om și vei vedea dacă este capabil să ofere adunării lui Dumnezeu. Este clar. Pentru că altfel este, spune Biblia, o fântână fără apă sau niște nori fără apă care plutesc încoace și încolo. Când un om nu are ceea ce promite, îți oferă o iluzie. Și trăim într-o creștinătate alimentată de iluzii. De ce? Pentru că sunt oameni care promit ceea ce nu au
și ceea ce niciodată nu vor putea oferi. Pentru că acestea nu sunt resursele noastre omenești, ci sunt resurse care izvoresc numai din Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Noi studiem miercurea Epistola lui Pavel către Efeseni și la capitolul 4, la versetul 8, s-a subliniat acest verset despre Domnul Hristos care s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Este imaginea Domnului Hristos care ne-a eliberat de robia păcatului, de condamnarea păcatului, a subjugat robia păcatului prin moartea și învierea sa și a dat daruri bisericii. Dar dacă noi ca tineri am putea desprinde și păstra această expresie practică, nu doar teologică, pentru că teologia totdeauna are o consecință directă în viața noastră, și anume să spui problema, Doamne, ce ai robia roabă, ce ai robit tu ca robie în viața mea? Nu e un joc de cuvinte. Și anume, ce lucruri pot domina, pot subordona, pot birui în viața mea pe care tu nu le-ai adus sub autoritatea ta? Bucuria în viața de credință este nu doar să constați deficiențe, nu doar să constați înfrângeri, ci să constați felul în care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, subordonează, înfrânge aceste slăbiciuni în viața noastră. S-a suit sus, a luat robia roabă, iar după aceea a dat daruri oamenilor. Dacă în viața noastră a credincioșilor nu există acest adevăr, și anume autoritatea Domnului Hristos, care subordonează, care subjugă aceste laturi ale firii noastre, nu poate exista latura a doua, și anume să dai daruri, să dai binecuvântare. Un om care nu este dezrobit de pornirile sale, care nu este subordonat în ascultare de Dumnezeu, nu poate da daruri altora. Nu poate da daruri, va da o iluzie pe care el nu o are. Va promite un lucru, dar el este o fântână fără apă. Să ne păzească Dumnezeu de așa ceva. Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de credincioși care în viața noastră să ne gestionăm bine timpul, să fim niște credincioși care să ne bucurăm în casa Domnului și care în contextul social în care suntem să fim lumini, dar nu cumva contextul social în care suntem de anturaj să aducă vreun strop de bucurie, vreun strop de atracție în viața noastră pentru că va fi păcubitor.